Cicoricii. Crezi în mine, Ariciule? Mingea mea, am trimis-o pe aici pe undeva. A, cea galbenă? Mhm. Așa o să o cauți multă vreme. Să știi că e mult mai ușor de văzut de sus. Cum adică, de sus? A, trebuie să facem un smeu uriaș cu un scaun confortabil și un volan. Și să așteptăm un vânt puternic și apoi să ne lansăm spre cer și să căutăm mingea de sus. Este mai ușor să vezi ceva galben din aer. Vorbești serios sau glumești? De ce? Tu nu mă crezi pe mine? Țopa! Ești sigur că va funcționa? Ariciu, ai încredere în mine! Haide, am pornit! Mi s-a spus că sunt golan, fumurat și mitocan. Că nu sunt om, ci exploziv. Și că sunt foarte intruziv. Și adevărat de egoiesc. Nu-i vina mea, vă povestesc. Zopa! Și toată vina îi aparține. Urmește! Acelui ce trăiește în mine. Acela ce trăiește în mine și niciodată nu se abține. Are trucuri de acis, enervant, dar fantezii. Și câte nebunii el face, eu nici când nu pot desface. Enervant, dar fantezii. Iar eu nu pot să-i rezist. Trebuie să vă folosim smeul pe post de sanie. Să intrăm acum, să ne lansăm și să pornim. Crezi că e bine? Vorbești serios sau glumești? Ariciu, ai încredere în mine. Ești pregătit? Depinde pentru ce. Acela ce trăiește în mine și niciodată nu se abține. Are trucuri de artist, enervant, dar fantezii. Și câte nebunii el face, eu nici când nu pot desface. Enervant, dar fantezist, iar eu nu pot să-i rezist. Doar să-mi găsesc mingea. Dacă aș fi pierdut-o doar, atunci ar fi fost una și nu m-aș fi supărat. Dar acum chiar încep să mă supăr. Mingea! Desigur! O să începem să sărim ca niște mingi de la un perete la altul și o să ne ridicăm din ce în ce mai sus până când ieșim la suprafață. Tu chiar vorbești serios sau glumești? Ariciu, ai încredere în mine! Acum aș putea fi acasă bânceai, dar nu! Nu, din cauza că te-am crezut, suntem blocați! Cine știe pe unde? Ariciu, tu crezi că ai probleme de încredere! Ești pregătit? Da! Una, doi, trei! Gata? Da. Unu, doi, trei! Ariciu? Ariciu! Așteaptă! Vin acum și eu! Aș fi avut o altă viață. Să joc golf, să am mustață. Să nu fiu bântuit de umbre. Puteam să colecționez timbre. Aș fi avut o viață aparte. Poate aș fi scris vreo carte. Și luna m-ar fi admirat. Că sunt atât de cultivat. Dar nu, acela ce trăiește în mine și niciodată nu se abține. Are trucuri de artist, enervant, dar fantezist. Și câte nebunii el face, eu nici când nu pot desface. Enervant, dar fantezist, iar eu nu pot să-i rezist. Ce în el trăiește și
face, eu nici când nu pot desface. E nervant, dar fantezist, iar eu nu pot să-i rezist. Riciu, nu mai avem putere și nu știm cât de departe trebuie să notăm. Așa că trebuie să prindem câțiva rechini, să le punem căpăstru și să-i legăm de bucata asta de lemn. Doar că nu știu ce momelă putem folosi ca să-i prindem. Ce părere ai? Tu vorbești serios sau glumești? Glumeam. Malul e acolo. Mingea? Acolo e mingea mea. Ți-am mai spus, ai puțină încredere. Fără mine ți-ai fi căutat toată ziua mingea în tufișurile alea. Și Kikoriki, du-te și spune. Ce zici de asta? Cine pierde trebuie să-l ducă pe câștigător în spate până acasă. Cum? Uite așa. Stai comod? Nu prea. E regulă, o să te obișnuiești. O să jucăm până la 5. Și mai tare. Asta e! Nu mai vorbesc niciodată cu tine. Nici eu nu mai vorbesc cu tine. Tot vă mai certați? Mă enervează așa de tare. Bine, bine, Ariciu, hai să mergem. Oprește-te. Du-te tu, te rog. Și spune că ea mereu mă enervează așa de tare. Du-te și spune-i tu. Dar eu nu pot, pentru că eu nu vorbesc cu ea. Ariciule, te rog mult. O să mă grăbesc, mă duc să-i spun și apoi mă întorc imediat. Fafira! De ce durează așa de mult? I-am spus. Și ea? A spus că o enervezi mult mai tare. Atunci dă-i mesajul ăsta. Așa faci tu, ajunge! Nu este mesagerul tău. Fii atent ce-ți spun. O să obosească și nu o să mă mai ducă pe mine în spate. De unde știi că o să te duc eu? S-ar putea să câștig. Așa e, Ariciu, spune-i. Nu are niciun pic de respect față de tine. În locul tău nu aș mai vorbi deloc cu el. Da, să știi că nu mai vorbesc niciodată cu tine. Păi bine, nu mai vorbesc nici eu cu tine, na. Ți-e teamă că o să pierzi și te folosești de asta ca să nu mai joci, a? Așa faci tu. Întreabă-l cu cine vorbește. Hai, întreabă-l. Dacă nu cumva vorbește cu mine. Ariciu a spus că... Spune-i tu lui că vorbesc cu conștiința lui care a tăcut chiar înaintea lui, înțelegi? Da, vrei să spui că nu am conștiință? Atunci spune-i că... Ariciu? I-ai spus lui Milo exact ce am spus? Da, i-am spus cum ai zis, dar mai bine spune-i tu. Ariciu, nu înțeleg de ce ții la mine? Mă enervezi așa de tare. De azi nu mai vorbesc nici cu tine. Nu mai vorbesc cu niciunul dintre voi. Ați înțeles? Ce faceți? Vă jucați vreun joc sau ceva? Săpescu, spune-i tu, te rog, lui Milu să-i zică lui Ariciu... nu, e prea complicat. Spune-i doar lui Ariciu că dacă nu e un fricos, trebuie să se joace cu mine chiar în clipa asta. Și dacă nu vorbește cu mine în timp ce ne jucăm, asta este și mai bine. Cum adică? Nu vorbiți unul cu altul? Niciunul! Voi chiar sunteți deosebiți! Tratamentul liniștit, a? Gura închisă! Hai, spuneți ceva! Hai! Gura închisă! Niciunul nu vorbește! Săpescu, tu mă enervezi așa de tare. Uf.
Du-te și spune-le că este vina lor că nu vorbesc unul cu altul. Și spune-le că sunt ocupat și că am lucruri mai bune de făcut decât să-mi pierd timpul nevorbind cu ei. Hai, te rog, du-te și spune-le. Uf, ce coșmar ciudat am avut. Ariciu, vă rog, faceți-mi o plăcere. Veniți împreună cu mine la Săpescu și spuneți-i că, deși sentimentele voastre sunt rănite, nu puteți folosi tratamentul tăcerii cu el. Trebuie să vorbiți despre asta, să discutați și să încercați să găsiți un teren comun și să vă cereți scuze. Nu asta înseamnă să vorbești, nu asta înseamnă să fii prieten. Sigur, sigur. Dar mai întâi spune-i unei anumite persoane de pe spatele meu că ne-am înțeles să-l car de la masa de ping-pong și până la el acasă. Trebuie să meargă pe jos 2 metri de aici și până la Săpescu. Kikoriki! Cred că ar trebui să fie galben. Roz! Ar trebui să fie roz! Ariciu nu este o fată! De ce ar avea nevoie de o morișcă de vânt roz? Nu, ar trebui să fie pictată, portocaliu, ca un morcov. Eu, nimeni n-a mai pictat nimic portocaliu de când... Galben! Dar de ce galben? Nu știu, nu pot explica asta. Dar galben e cea mai bună culoare. Roz! Ca un morcov! Să fie galben! Roz! Ca un morcov! Galben, 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 galben! Portocaliu, vreau galben! Stop! Ariciu! Ce culoare vrei să fie morișca ta de vânt? Nu știu. Voi ce părere aveți? Ariciu, este morișca ta! Ce crezi tu e mai important decât ce vrem noi? Nu ai propria ta părere? Odă pentru Screen. Ariciu, să știi că toată lumea trebuie să aibă o părere. De ce? Pur și simplu! Asta e tot. Poate că e din cauza că îți lipsește încredere în tine, nu? Asta e. Nu ești sigur de tine. Nu ești sigur de părerile tale. Trebuie să-ți readucem încrederea în tine, făcându-ți tot felul de complimente și spunându-ți că ești drăguț, deștept. Ariciu, ești drăguț! Serios, ești deștept? Ești ceea ce s-ar numi? Un colecționar? Dar ce legătură are asta cu orice? Tu ești... stai! Milu este poet! Noi suntem prieteni! El îți va scrie ode, iar noi ți le vom cânta! Eu am scris un sonet înălțător pentru tine. Crede-mă, nimeni nu a mai fost slăvit în versuri așa până acum. Lanuș. Da, strălucești ca soarele fierbinte. Cel mai bun, ești plin de minte, bla, 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 da, bine. Asta e prea pompoasă, după părerea mea. Are nevoie de mai mult, cum să spun eu, suflet, aș zice eu. Ai putea să-i adaugi niște suflete, rog?
Cel mai drăguț, cel mai flatant și plin de suflet sonet scris vreodată. Singurul lucru care ar putea să deranjeze este faptul că te laud prea mult. Prea pedant! E ca o fată care îi cântă ode altei fete. Unde e masculinitatea? Măcar tu știi ce vrei! Poate să fie mai masculină? Dulapul meu are o personalitate mai puternică decât tine. Mai bine îi scriu lui poezii. Dulapul meu nu mă rănește, acceptă tot ce-i dau și niciodată nu vorbește. Acesta este dulapul meu. Nu cred că poeziile și sonetele astea adunate au schimbat ceva cu adevărat. Nu-ți face griji, de îndată ce te hotărăști ce culoare vrei, o să-ți facem o nouă morișcă. O să o pictez pe asta portocalie ca un dacă morcov, stau să mă gândesc mai bine, nu sunt un dulap. Înțeles? Sunt mai degrabă o morișcă. Nu are nici ea nicio părere personală ca și mine și se întoarce după cum bate vântul. Da, sunt o morișcă. M-am prins! Am înțeles acum de ce am vrut să pictez morișca în galben. Galben este culoarea instabilității, iar morișca de vânt își schimbă constant direcția. Da, este culoarea schimbării și a trădării. Lăsați-mă în pace. Am trădat eu pe vreunul dintre voi? Na, care e problema lui? Citește asta. Ariciu e prostănac și... Nu asta! Citește ce e pe partea cealaltă. Ariciu e prietenul meu... Noi împreună vom fi mereu. Grozavă, grozavă! Mie îmi place! Lipsește totuși ceva, da. Cred că lipsește... Ce lipsește? Ce anume lipsește? Ei bine, nu știu, dar e prea, prea simplă. Unde este, știi tu, masculinitatea? Nu, despre da, ce vorbești? Poate că uneori nu ai o părere ta, dar de cele mai multe ori tu știi să asculti. Eu cred că ceva e important de adăugat. Nu chiar. Vreau să pun draperii noi. Dar nu știu care se potrivesc, cele deschise sau cele închise. Ariciu, nu am știut că ești un animal așa de îndrăzneț. De ce spui asta? Păi, din câte îmi dau eu seama, nu ești expert în draperii și cu toate astea, ești pe cale să iei o decizie așa de importantă. E grozav că nu te tem de nimic. De ce crezi că nu mă tem? Mă tem, dar oare unde aș putea găsi așa un... expert. Domnul designer. Culorile deschise luminează camera, iar cele închise o întunecă. Ia zi, pe care le preferi? Pe cele deschise la culoare, probabil. O alegere excelentă. Ți-aș putea sugera chiar să faci fereastra mai mare, astfel încât să intre mai multă lumină. Casele, mă gândesc eu, casele sunt făcute pentru oameni și nu invers. Sunt de acord cu tine 100%. Tu
totul în casă ar trebui să fie convenabil, corect? Desigur. Balcoanele sunt foarte convenabile. Ai cumva un balcon? Nu. Asta nu e convenabil. Într-o casă bună, toate detaliile trebuie să fie planificate cu grijă. Balconul este doar începutul. Trebuie să te gândești serios cum o să ajungi acolo, cum o să cobori și ce vrei tu să faci acolo în balcon. Eu aș vrea să citesc sus aici. Nu e cea mai bună utilizare a balconului, dar e acceptabilă, presupun. Au! Fiecare casă îți va spune tot ce vrei să știi despre cel ce locuiește în ea. Arată-mi casa ta și îți voi spune cine ești. Dar cine sunt? Ca să fiu sincer, uneori cred că nu știu absolut nimic despre mine. Ariciu, asta e din cauza că ai trăit cine știe pe unde. Acum o să ai o casă care nu numai că îți reflectă personalitatea, dar te și ajută să ți-o conturezi. Vai de capul meu! Nu putem să agățăm draperiile acum? Draperiile pot aștepta! Te-ai gândit la felul în care o să dormi? Ai observat că am început doar cu draperiile, dar am ajuns să schimbăm atât de multe. O casă nu înseamnă doar patru pereți și un covor. Este un spațiu. Și când ceri ceva de la acel spațiu în care vei locui, lucrurile încep să se schimbe câte puțin. Sopa, tu de unde știi toate astea? Unde le-ai învățat? Ariciu, nu ți-amintești că mi-am remobilat casa recent? A trebuit să învăț. M-am gândit la totul, până în cel mai mic detaliu. M-am gândit la tot și toate. Ai idee cât de greu a fost? Cred că acum sunt un expert, dar am făcut atâtea greșeli la început pentru că eram lipsit de experiență, na. Am terminat casa ta așa de repede pentru că n-a fost prima la care am lucrat. Ei bine, ne vedem mâine. Sunt destul de obosit. Mă duc să mă odihnesc. Mulțumesc, Sopa! Mulțumesc mult! Versiunea în limba română. Este un manuscris destul de ciudat. Care este părerea ta despre el? Poate este un mesaj de la extraterestri. O teorie interesantă, dar de asemenea și eronată. Ce avem noi aici e un exemplu clasic de hartă a unei comori. De fapt, nu arată deloc ca harta unei comori. Este elementar, este codată. Ai grijă! Niciun cuvânt nimănui. Taina comorilor străvechi. Iar aici e un indiciu codat, aproape șters,
cu un semn misterios. Și atunci, cum îl putem decoda? Avem nevoie de mai multe informații. Să mergem! Toate comorile necodate au fost deja descoperite de multă vreme. Dar noi avem șansa să fim primii care descoperă o comoară codată. Da, așa, 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 și acum, da, așa. Lanuș, avem nevoie de arhivele tale. Desigur, librăria mea stă la dispoziție. Acum hai să căutăm ceva similar. Ce nume cauți? Ai nevoie de ajutor? Este exact ce aveam nevoie! Ariciu, privește și învață! Totul este clar acum! Asta nu e o hartă! E o diagramă! Trebuie să o folosim ca să asamblăm cine știe ce artefact! Cel mai probabil, unul foarte puternic. Nu este periculos, nu-i așa? Și dacă este o bombă? Asta ar fi grozav! Dar cel mai probabil este un artefact care ne poate ajuta să descoperim o comoară străveche. Și tot ce ne mai rămâne este să asamblăm părțile. Gata? Testul cu numărul 126 nu funcționează. Oare ce anume greșim? Arată destul de similar. Nu! Prostii, Iariciu! Trebuie să căutăm părțile care au simbolul ăsta pe ele! O să încerc să-l decodez! Inventator! A. S. Popov! Popov? Iariciu, cred că încep să înțeleg! Trebuie să aflăm mai multe despre acest inventator Popov. Mă duc la Corbescu. Alexander Stepanovici Popov a fost o persoană remarcabilă. A oferit umanității minunata oportunitate de a se putea auzi la orice distanță. A fost magician? Mai degrabă un vrăjitor bun. Domnul Popov a inventat o mașinărie care funcționează cu valuri magice de energie. Mulțumită acelor valuri, putem trimite orice informație, la orice distanță, oriunde pe globul acesta. Ariciu, am înțeles! Artefactul ne va arăta traseul pe care ar trebui să-l urmăm! Cred că am reușit să asamblez artefactul. Oferte de ultim minut pentru o călătorie la Polul Nord. O vacanță perfectă pentru familie. Primul indiciu! Jocurile olimpice din 2015 vor fi ținute în Murmansk. Începând de azi. Ei bine, în regulă, cunoscut și sub numele de Constantinopol, cunoscut de asemenea și sub numele de cea de-a doua Romă, cunoscut de asemenea că Istanbul, el se găsește în golful.
toți participanții s-au ridicat și au început să danseze! Ce înseamnă asta? Comoara e ascunsă în 5 orașe? Țopa, poate că ar trebui să unim orașele de pe hartă, așa cum e pe diagramă. Cum e pe diagramă? Un indiciu, a? Ha! Ariciu, sunt genial! Trebuie să mergem aici! Înaintea mea e drumul pe care voi apuca, drumul greu care mă duce spre Siberia. Dacă picioarele-mi rezistă, dacă nu voi renunța, în genunchi, pe brânci sau pe burtă, voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Fiecare are-n traistă pâine, brânză sau compot. A plecat la drum în grabă spre Siberia. Dacă picioarele-mi rezistă, dacă nu voi renunța, în genunchi, pe brânci sau pe burtă, voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Omsk, Omsk, Omsk. Prietenii s-au dus, mi-a rămas în față drumul care duce nicăieri. Dacă picioarele-mi rezistă, dacă nu voi renunța, în genunchi, pe brânci sau pe burtă, voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Dacă picioarele-mi rezistă, dacă nu voi renunța, în genunchi, pe brânci sau pe burtă, voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Omsk! Voi ajunge la Omsk. Era și timpul. Începuserăm să ne facem griji. Nu pot să cred că v-a luat atât de mult ca să descoperiți indiciile noastre. Cum adică indiciile noastre? Acesta este un templu străvechi? Plin cu comori? Sigur că nu! Este mult mai mult de atât. Dați-mi voie să vă urez bun venit la radioul nostru numit Omsk. Deci totul a fost o pierdere de timp. A fost doar o glumă. Ce ai tot scornit despre magicianul ăla Popov și valurile lui magice? Nu am scornit nimic. Popov a inventat radioul. Apropo, radius înseamnă fascicul de lumină, în latină.
Mulțumită invenției lui, putem să ne auzim unii pe alții sau să transmitem informații de la distanță. Păi și atunci ce e asta? Am crezut că asamblăm un fel de artefact. Aceasta este diagrama unui adevărat emițător radio. Într-un fel este un artefact. Gândiți-vă puțin. Această mașinărie vă permite să auziți sunete ce și-au originea la mii de kilometri de locul unde sunteți. Ați găsit ceva mult mai important decât o comoară străveche. Ați asamblat un emițător radio, ați descoperit indiciile și ați găsit drumul până aici. Ceea ce înseamnă că vă puteți considera niște ingineri adevărați și succesorii marelui inventator Popov și ale invenției lui. Pentru demonstrația voastră de inteligență și abilitate, vă oferim titlul onorific de ingineri ai radioului. Bine lucrat! Inginer radio adevărat! Bravo! 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 Extraordinar! Bravo! Totuși mă simt destul de trist. Așa puțin, pentru că nu era nicio comoară. Sunt lucruri mult mai grozave decât o comoară. Voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk, Omsk. Voi ajunge. Waram dai rab tiram dai, waram dai rab tiram dai. Waram dai rab tiram dai, waram dai rab tiram dai, waram dai rab tiram. Kikoriki, turism. Ascultă aici! O să fii aruncat în lumea plăcerilor vieții sălbatice, pe această fabuloasă insulă nelocuită! Da, ar fi bine să fii aruncat, pentru că experiența de până acum n-a fost prea grozavă. Cum adică nu a fost prea grozavă? Uite, scrie în broșură aici! Timpul va zbura pur și simplu în așteptarea minunatei întâlniri cu natura! Te-ai prins? Continuă să vâslești, Aliciu! Hai, vâslește! Da, vâslesc! Vâslesc! Vezi asta? Asta e umbra parfumată a copacilor tropicali și marea azurie și nisipul de aur. Ar trebui să pui probabil ceva rece acolo. A, nu-i nimic! O să fac o baie în mare și o să fiu ca nou! Aruciu, vino să nați! Topa, nu te duce prea departe! Nu se știe niciodată! Hai! Ajută-mă! Topa! Ce s-a întâmplat? Vin acum! Ce e mizeria asta, hă? Notam, dar în loc să fie apă, era asta, înțeapă. Sunt meduze. Scrie că meduzele rare ori înnoată în partea asta și că nu se apropie niciodată de mal. Asta înseamnă că suntem norocoși. Este un fenomen așa de rar, dar asta înseamnă că nu mai înnoți. Țopa, nu te supăra. Ei bine, da, marea nu este prea grozavă, dar tot este o insulă nelocuită. Am citit mai de mult într-o carte că problemele călătorilor se rezolvă de îndată ce își umplu rezervele de apă. Așa că hai să le umplem. Ceva nu e bine cu umbra dulce a acestor copaci. Nu cred că oferă umbră precum copacii noștri de acasă. Asta e normal pentru copacii tropicali. Nu cred că o să reușim să ne umplem rezerva de apă. Aliciu, uită-te! E menționat cumva din
întâmplare? Ce mănâncă locuitorii acestei insule? Scrie aici despre gustul divin al fructelor exotice. Vorbești serios? Lasă-mă să mă uit! Morcoveți! Ariciu! De aici vine gustul divin și dulce al umbrei! Dar în broșură nu spune ce fructe poți mânca. Este un sunt, Ariciu! Toate sunt foarte bune! Mă întorc imediat! Țopa, tu unde te duci? Ui. Scrie aici: noaptea temperatura poate scădea. Atunci de ce e un mic desen chiar la capătul? Mă întorc imediat. Și efectul gustului dulce al fructelor este trecut acolo? Nu știu. Oi. Știi cumva, din întâmplare, cât durează aceste probleme temporare când călătorești? Durează oare mult? Călătoresc niciodată! Îți promit asta solemn, crede-mă! Iar aici sunt câteva din rezervele mele de zmeură. Ciceanul nostru preferat! Nimic nu are un gust așa de cumpărat să ciceanul el de când am plecat! Vă recomand să-l... Da, așa e! Îți amintești? Ai mers în noți și te-ai întors plin de meduze! Da! Uite aici! Încă mai am cicatrici de atunci! Uite, vedeți? Uită-te și tu! Ia. Interesant! Și acești copaci nu fac pic de umbră! Chiar așa? Așa e! Și fructele! Au un gust divin! Păi, au fost câteva probleme temporare, dar au trecut! Într-o zi și eu o să fac un tur al unei insule nelocuite. Vă promit asta din toată inima mea. Corbescu, îți recomand cu toată inima. Turismul e ceva extraordinar. Chicoriki. Ne-au spus să nu ne jucăm cu chibritele. Când? Alaltăieri, când am zburat umbrela de plajă. Nu-ți mai amintești? Asta când a fost? Cu mult timp în urmă! De atunci ne-am făcut mai deștepți, mai experimentați, mai serioși și mai maturi! Ia uite ce grozavă e! Mamă, ce bine a plecat! Oi, oi, oi! De data asta o să ne omoare cu siguranță. Păi atunci, mai bine nu le spunem. Nu e deloc bine ce am făcut. Mă mustră conștiința. O să le plătim totul cu dobândă. Dar să fie în secret. Fataliștii. O carte bună? Crezi că eroina principală ar trebui să poarte ochelari? De ce anume? Ea mănâncă morcovi, așa că are o vedere perfectă!
când m-am trezit și am găsit asta aici. Ce misterios! Poate că soarta încearcă să compenseze niște pierderi pe care le-ai suferit pe nedrept. Poate data viitoare, când soarta îmi va demola casa, o să-mi trimită niște cărămizi care compensă. Nu ar trebui să ispitești soarta. Cu siguranță că s-a mărit. Cred că încep să cred că justiția există cu adevărat în lumea asta. Hei! Mai țin minte cum covorul meu a luat foc acum câteva zile? Uitați-vă la asta! E imposibil! Este soarta care ne răsplătește pentru că am avut răbdare. Ești așa de naiv! Naivule! Nu există soartă! Nu există! Înțelegi? Nu există așa ceva! Nu! O carte bună trebuie să aibă un final frumos. Ariciu, ce final? Nu ai nici măcar un mijloc. Ce vrei să spui? Dar petrecerea de ceai? În martie am avut musafir la ceai. Nu acesta era mijlocul? Și când te gândești că n-am crezut. Ia uite, primești un lucru și pierzi altul. Mi-ar plăcea să am un radio. Am ajuns acasă și am găsit asta. Oare cine o fi scris-o? În sfârșit, putem să ne odihnim. Și mai important, avem o conștiință curată. Așteaptă! Renunțăm! Nu am făcut noi asta! Voi doi veniți după noi! Soartă! 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 Acum sunteți membri ai organizației secrete a soartă! Ce este soarta? O doamnă care poartă ochelari atotvăzători. Pe cine iubește soarta? Pe cei care mănâncă morcovi. Ce anume face soarta? Te invită înăuntru și-ți umple cana. Soartă, 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 soartă. Nu, nu! Dacă există dreptate pe lume, atunci mâine tot ce a ars o să apară și o să fie ca înainte! Soartă, 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 soartă! Kikoriki! Rece! Cald? E din ce în ce mai cald? Rece! Cald? Și mai cald? Fierbinte! 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 Foarte fierbinte! Riciu! Cred că e ceva... în neregulă cu capul meu. Păi sigur
parcă e, tocmai ai căzut pe el. Cred că v-am transformat într-un idiot. Ariciu, asta e o prostie. O să te duc la doctor și o să vezi că... O să vezi că ai fost mereu un idiot. Medium. Și dacă nu o să mai fiu capabil să mai gândesc? Ha, poate nu va mai trebui să faci asta. Poate că acum, după ce te-ai lovit la cap, o să capiți puteri speciale sau ceva de genul ăsta. Nu mi se pare că s-a întâmplat asta. Mie așa mi se pare. Tu poate crezi că ești un idiot, dar numai cei mai inteligenți indivizi cred asta. Ei își descoperă limitele în comparație cu înțelepciunea universului. Ariciu, uită-te! Crezi că poate fi reparat? Ce tot morbăi acolo? Nu-l întrerupeți! Da? Da? Să înlocuim osia? Și să punem transmisia aici? Incredibil! Asta e bine, ha-ha, nu ai nicio contuzie, nimic. Deja știam asta! Voiam să știm dacă Ariciu e în pericol din cauza superminții sale. Ce zici? Ce tot spune? Spune că aura ta pulsează cu o lumină albastră. Oh! Din cauza asta trebuie să mănânci mai multe fructe și legume. Nu, nu. De fapt, ce vroiam să întreb e de ce doar țopa mă înțelege. Pentru că sunt prietenul tău cel mai bun. Eu sunt la fel de deștept ca Ariciu. Doar că Ariciu are pe cineva care îi poate înțelege gândurile și eu nu. Dacă măcar ai avea vreun gând. Ariciu? Cineva este deștept, atunci este deștept la tot. La început am vrut să plantez coacăze peste tot, dar apoi m-am hotărât să mai plantez și niște zmeură. Ariciu spune că aici, aici și aici trebuie să plantezi cât mai mulți morcovi. Morcovi? Morcovi! Ce morcovi? Trebuie să plantez cactuși. Ariciu, crede-mă pe cuvânt, eu știu mai bine decât tine ce gândești. Morcovi! Treaba ta este să-mi citești gândurile, nu să ai păreri. Cactuși, cactuși mititei și verzi. Sopa, spune-i! N-ai decât să pleci. Atâta timp cât am gânduri, o să găsesc să mă fac înțeles. Și oricum nu mi-a plăcut cum le interpreta. Mai întâi mă faci dependentă de stilul tău vestimentar și apoi când te întreb ce să port, tot ce spui este... Bine, nu sunt sigură. Ce ar trebui să folosesc? Păducel sau mușețel? Ariciu, este o chestiune de viață și de moarte. Nu, nu, nu mai vreau întrebări, nu mai vreau. Nu știu nimic, absolut nimic. Nu vreau să fiu cel mai deștept de aici. Nu mai vreau. O să mă lovesc din nou la cap și totul va reveni la normal. Ai o minte extraordinară, nu e cine știe ce. Ariciu, nu cred că trebuie să ne mai certăm. Este treaba noastră să-i ajutăm pe toți ceilalți. Tu gândești, iar eu o să transmit gândurile tale către ceilalți.
Cred că nu mai am niciun gând. Ba ai, Ariciu! Știu că ai! De ce tu ești singurul care le aude? Pentru că eu sunt prietenul tău cel mai bun! Bine, ce-am spus adineauri? Sfârșit! Este uimitor, așa este. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Lasă-ne un comentariu cu ce ți-a plăcut în acest episod. Nu uita să te abonezi!